După ce au fost sesizați despre comiterea faptei, polițiștii secției rurale Leordin au demarat de îndată activitățile pentru prinderea hoților. Investigațiile efectuate au relevat că în noaptea de 18 spre 19 octombrie, cei doi tineri au pătruns prin infracție în farmacia din Poenile de sub munte, de unde au furat sume importante de bani și medicamente. Cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale Băimăreni și cei ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, marți cei doi tineri au fost depistați în Baia Mare. Jumătate din prejudiciul cauzat a fost recuperat și restituit părții vătămate. Tinerii de 19 și 21 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează a fi prezentat judecătoriei Vișeu de Sus cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a acestora.